Noi, cu inițiativa noastră, venim, de fapt, să întindem o mână de ajutor a acestor organe de drept, să ușurăm procesul de anchetă și investigații. Pe de altă parte, ne adresăm colegilor din Parlament să renunțe benevol toți cei care spun sus și tare că nu sunt implicați în acte de corupție, în acte de furt, în cazuri de încălcare a legislației, să renunțe benevol de această imunitate.